Bună! Bine v-am regăsit la un nou interviu. De data aceasta avem un alt invitat special, Cristela Georgescu. Chiar dacă recunosc Cristela, nu te cunosc de foarte mult timp și te-am cunoscut prin intermediul lui Edit. Am descoperit niște lucruri foarte interesante pe care eu însumi am început să le aplic. Chiar dacă discutam înainte, uite, nu am apucat să-ți spun, mi-a rămas în minte unul din filmulețe în care spuneai că stomacul nu are dinți și că digestia începe din gură. Deci, cu toate că știam lucrurile acestea, că trebuie să mestești de nu știu câte ori și să fie într-un fel anume, să știi că până nu te-am auzit pe tine, efectiv, parcă n-a făcut acel click în mintea mea. Și atunci trebuie să-ți mărturisesc și acest lucru. Pentru că cei care ne urmăresc și cei care urmăresc Alexa Event, poate sunt printre ei care nu te cunosc, am să-ți ofer ție ocazia, Cristela, să te prezint. Și atunci întrebarea prima cu care începem până intrăm în tematică ar fi: cine este Cristela Georgescu? Mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc tuturor celor care sunt prezenți și care ne urmăresc și, de asemenea, vreau să-i salut pe cei care o să ne urmărească pe înregistrare, nu Exact, acum ulterior. live. Și, nu în ultimul rând, îi mulțumesc prietenei noastre Edith Cadar că a făcut posibilă întâlnirea noastră. Astfel am găsit nu numai un om minunat în persoana ta, ci și un colaborator de nădejde. De foarte, foarte mult timp îmi doream să primesc sprijin pentru a organiza evenimente a căror pregătire logistică mă consuma foarte mult. Și îți mulțumesc că acum am putut să las fără nicio grijă copilul meu energetic, primul nostru seminar online, pe mâinile tale. Cu Da, cu ocazia mare asta drag. îi... Pe 14 noiembrie va fi Da, primul. pe cei care ne urmăresc. Avem un seminar online împreună cu doamna dr. Sorina Soescu. Despre mine, nu sunt foarte, foarte multe lucruri așa de spus ca prezentare. Dacă ar fi să folosesc etichete umane, în prezent sunt educator. Trebuie să găsim etichete foarte corecte și foarte pe care să le folosim cu mare atenție, să nu deranjăm pe nimeni, să nu înțeleagă nimeni altceva decât se dorește a fi înțeles. Deci sunt educator sau trainer de sănătate holistică și de nutriție holistică. Și, de asemenea, aici în Austria, unde locuiesc, practic, sunt practician. Am un cabinet unde lucrez cu diferite terapii alternative, cum ar fi biorezonanța sau florile Bach sau detoxificarea regenerativă. Și colaborez de asemenea online împreună cu doamna dr. Sorina Soescu. Am avut un pionierat în acest domeniu al sănătății holistice. Facem un program care se numește Consultații Complete. Deci, îmbinăm experiențele Holistice. noastre diferite și ne îmbogățim reciproc și în acest fel putem să fim mult mai eficiente în a sprijini persoanele dornice să fie sprijinite și care au nevoie. Da, deci asta din punct de vedere profesional. Personal, am 50 de ani. Mă Cât simt timp? excelent la 50 de ani. Nu credeam vreodată că o să mă simt din ce în ce mai bine. Să știi că nu arăți. Și știu că ai și doi Mulțumesc frumos! copilași, nu? Da, am doi copilași de 10 ani și de 9 ani, doi Super. pe, un Pavel și un Petru, și am și un soț. Așa, copiii au și un tată, iar eu am un soț. Asta e minunat. Așa. Da, mulțumesc frumos! Și locuim în Austria, da, de aproape 10 ani. De ce Austria? Sau așa a fost să fie? Nu, adică așa a fost să fie, dar știi că tot ce este cumva ghidat. Chiar despre Scop. asta mă gândeam să povestim și azi. Celulele noastre aud tot ce gândim și universul aude tot ce gândim, inclusiv cei din jurul nostru aud ceea ce gândim, chiar dacă noi credem că sunt niște gânduri rămase aici. Și aud asta prin simplu fapt că gândurile noastre sunt o formă de energie care
Se transmite în numere. călătorește și emite niște vibrații, nu are o frecvență de vibrație și atunci sunt auzite. Și dacă cineva crede că deja am luat-o cu ezoterisme din prima, doresc să aduc în sprijinul acestei afirmații experiența primilor ani de maternitate. Orice femeie care a născut își amintește că cel puțin în primii 2 ani de viață copilașul nu a fost foarte comunicativ. Și eu știu bine, acum trăiesc în cei 2 ani. Exact, exact. Deci el nu ne-a spus prea multe cuvinte. Cel mult a scos anumite sunete, dar uneori nici măcar sunete nu scoate. Deci mama și copilul comunică mult mai mult pe calea undelor. Suntem cu toții niște stații de emisie-recepție. Da, și spuneam că întotdeauna am simțit o atracție deosebită față de Austria. În inima mea, probabil, deci știți că tracii se întindeau până pe aici, prin Austria. Deci probabil că eu știu din trecut ceva a rămas o dorință și această dorință... O energie care te chema acolo, înțeleg. Exact, exact. Deci era ceva ce mi-aș fi dorit. Știți, ai grijă ce-ți dorești. Și la un moment dat, soțul meu a primit 2 oferte de lucru, una în Elveția și una în Austria și categoric că am ales-o pe cea din Austria. Super! Mă bucur, oricum important este să ne simțim bine acolo unde suntem. Important să fim sănătoși acolo unde suntem, din punct de vedere fizic și, bineînțeles, sufletește. Într-adevăr, exact. Astăzi ne-am propus o tematică foarte discutată, mai ales în aceste vremuri, care ține de partea aceasta de sănătate și mi-a plăcut foarte mult cum ai formulat faptul că sănătatea nu ține de noroc, boala nu ține de soartă. Pentru că, într-adevăr, în poporul nostru am putea să spunem că există această idee că oarecum așa a fost să fie, că dacă e să se îmbolnăvească, oricum se va îmbolnăvi, sau tot felul de credințe limitative, cum le spunem noi, sau sănătatea, nu știu, dacă părinții n-au fost sănătoși, nici copiii n-or să fie și așa mai departe. Știu, de micuță se transmiteau aceste idei, inclusiv când am fost la un pediatru cu cea mică, că am zis că nu aș vrea totuși ca cea mică să ia pe urmele mele și să aibă ceva kilograme în plus. Și mi-a zis că, păi da, știți că totuși există și o latură genetică și nu l-am contrazis, este drept, i-am spus doar că, da, poate fi și asta o variabilă. Dar mă gândesc că și după 8 ani de educație spirituală, de dezvoltare personală, am ajuns la concluzia că educația contează mai mult. Acum nu știu, poate eu mă înșel, dar asta e concluzia mea. Și puterea gândurilor, Alexandra. Tu știi, gândurile noastre sunt creatoare. Există o carte pe care foarte multă lume o cunoaște, Biologia credinței, a lui Bruce Lipton. Corect. Și el demonstrează practic că genetica, plus că există ramuri noi ale științei, cum ar fi epigenetica, să zicem, care demonstrează că memoria celulelor poate fi schimbată. Poate fi schimbată. Și noi, în primul rând noi, deci generația noastră, părinții, suntem cei care le putem arăta copiilor că se poate și altfel, rezolvând și ne preluând, ne lăsând modelul genetic să ne conducă viața. Putem arăta. Și atunci copilul nostru o să zică, deci o să vadă, o să perceapă la nivel subtil. Mama a reușit, reușesc și eu. De aceea, de foarte multe ori, și în consultațiile pe care le avem cu doamna doctor Soescu, înainte de a vedea copilul, este foarte important să vedem mama. Copilul este al unei mame și când înțelegi mama și când mama înțelege ce se întâmplă și de unde provin, să spunem, toate problemele ei și mai departe ale copilului, dacă mama se rezolvă pe ea, de cele mai multe ori nu mai e nevoie de prea mare lucru de făcut pentru copil, pentru că se rezolvă, așa zis, prin minune. Deci se face exact cum se face și în cazul psihologiei, știi? Când vine copilul, repară-mi-l sau am nevoie, copilul meu este prea obraznic, copilul meu este nu știu cum, are nu știu, probleme de comportament sau diverse alte situații prezentate și în marea majoritate a psihologilor, cel puțin așa ar fi normal,
prima oară stă la o discuție cu părinții, nici de cum cu copilul. Ulterior și cu copilul, într-adevăr, dar cel mai bine este să înceapă să lucra cu părinții, că de acolo pleacă Da, problemele. da. Uite, mi-ar place pentru început, poate sunt persoane care încă nu înțeleg acest termen de holistic. Am putea un picuț să-l redefinim ca să începem chiar cu termenii de bază. Da, sigur că da. Am o întrebare, așa ca să stau și eu liniștită. Mă aud bine sau cu întrerupere? Până acum nu Ah. te-ai întrerupt, dacă te întrerup, te anunț eu. Bine, mulțumesc. Ca să am un motiv să mă stresez, vezi? Nu-mi place să. Nu, te auzi Nu-mi chiar place o ok. viață ușoară, îmi place să-mi fac probleme din ceva. Eu am să mai urmăresc comentariile de pe Facebook, unde îi așteptăm pe cei care ne ascultă cu întrebări pe tematica abordată. Chiar cu drag așteptăm întrebările interesante și care să ne stimuleze să ne dezvoltăm. Da, mulțumim tuturor celor care vor adresa întrebări și încurajăm întrebările al căror răspuns face o contribuție colectivă, adică nu Exact. neapărat o consultație personală. Exact. De multe ori sunt situații particulare. Haideți să vorbim un pic despre holistic. Da, foarte, adică nu că foarte, fie sunt, am observat că există grupuri de persoane, fiecare grup are înțelegerea lui despre termenul holistic. Tocmai Unii, de-aia. da, așa. În ceea ce privește sănătatea holistică sau nutriția holistică, se referă aceste concepte, sănătate holistică și nutriție holistică, se referă la importanța înțelegerii întregului și nu a părților lui componente. Mai concret, corpul nu este format din cap plus mâini plus picioare, să zicem. Deci, pe mine, când mă doare piciorul, nu mă uit doar la picior. Corpul este un întreg în care toate părțile se influențează reciproc. Deci, atunci când mă doare piciorul, este posibil să existe o cauză la nivelul rinichilor, să spunem. Mai mult decât atât, corpul nu este doar ceea ce vedem, corpul fizic. Există un corp eteric, cum se numește, da? Există corpul nostru emoție. Emoțiile noastre, gândurile noastre, care sunt urmate apoi de emoții, constituie și ele un nivel al corpului nostru. Când mă doare piciorul, e posibil ca din punct de vedere fizic să existe o cauză fundamentală în rinichi sau poate într-o altă parte a corpului, sistemul limfatic, să zicem, dar este categoric posibil să existe și o cauză emoțională. Cu siguranță. Deci, întotdeauna când am o suferință, nu mă uit la o părticică anume, ci mă uit la întreg. Mă uit și la gândurile mele, mă uit și la emoțiile mele, mă uit la obiceiurile mele de viață. În privința alimentației, ce înseamnă holistic? Să nu ne cramponăm, deci înseamnă așa, să mănânc alimente integrale și să nu mă gândesc. Să nu reduc alimentația la o ecuație matematică. 20 de grame de proteină plus 10 grame de grăsime plus 5 grame de carbohidrați egal un meniu complet. Nu așa. Eu trebuie să mănânc alimente integrale. Să spunem, o bucățică de pește cu o salată. Corpul înțelege ce are de făcut. Dacă încep să descompun alimentele în părți componente, în proteine, în carbohidrați, în grăsimi, în micronutrienți, pur și simplu nu mai știm ce avem de făcut. De asta, la ora actuală, atâtea persoane sunt confuzate în privința alimentației, pentru că există niște concepte reducționiste. Reducționismul este opusul holismului. Holismul consideră întregul. Trebuie să mâncăm fructe, legume, puțină proteină, poate, da, în funcție de gradul de sănătate sau de afecțiune al fiecăruia. Deci, trebuie să mâncăm grupe de alimente. Reducționismul ne spune, avem doză zilnică recomandată. Câte grame de așa, câte grame de așa, câte grame de.
Deci, o nutriție holistică ține cont de alimente integrale. Nu mă blochez în părți componente ale alimentelor. Nu alerg după calciu, nu alerg după fier, nu alerg după magneziu, nu alerg după omega-3, pentru că vom sfârși cu un dulap plin cu suplimente dacă facem asta. Mă gândesc la reclamele unde sau încurajările, doza zilnică recomandată. Îmi sună în Exact. minte când spuneai doza zilnică. Pe asta se spune la televizor, doza zilnică recomandată. Da, Da. iubita mea, cred că deja sau sper ca toți cei care ne urmăresc să înțeleagă că mass media nu mai reprezintă de mult un instrument care liber și care acționează spre binele populației. Mass media este un instrument în mâna unei minorități care deservește interesele acelei minorități. Mă refer la un grup de oameni care trag sforile în această lume. Așa. Și de asta ce vedem noi la televizor e ce vor alții să vedem. Știți, este ca meniu la restaurant. La restaurant m-a învățat cineva foarte înțelept și am aplicat această metodă. Întotdeauna când mergi la restaurant, înainte să deschizi meniul, închide ochii și gândește-te. Ce-ar vrea corpul meu? Vorbește cu el. Ce-ar vrea? Mama, de ce e lui poftă acum? Ce? Nu că de ce e poftă, de fapt, de ce e foame, că e o diferență între poftă și foame. De ce e lui foame? Ce simte nevoia? Da? Și apoi deschizi meniul și vezi dacă acel lucru se regăsește sub o formă sau alta în meniu. Pentru că meniul este făcut de proprietarul restaurantului ca să îți vândă ce vrea el, nu neapărat să-ți vândă ce vrei tu. Și e bine să, la fel și la televizor, să ne uităm, dar să înțelegem că ceea ce vedem, să ne uităm dacă vrem. Dar cel mai bine ar fi să-l aruncăm pe geam, Da. pe Sau să-l televizor. folosim pentru, nu știu, altceva. Se Da, poate pe post de uiți la un oglindă. documentar. Ei, poți să te uiți Da. la un documentar, poți să te uiți la un film de relaxare. Mai există o variantă Da. de genul Ai acesta. dreptate. Exact. Dar știi, e ca la supermarket. Dacă ai zis că te uiți la film de relaxare, te uiți doar la film de relaxare. Că la supermarket de multe ori intrăm cu listă și zicem că ne ducem să luăm doar de mâncare și mai ne uităm și la alte departamente. Dacă Așa e. facem așa, e bine și cu televizorul. Bine. Hai să nu fim acum. Am început de luni dimineață cu restricții. Da. Deja sunt suficient restricții aici la noi și se introduc din ce în ce mai multe, se pare. Da. Hai să ne întoarcem un pic la nutriție, ce înseamnă un alt adică să extindem un pic nutriție holistică. Se mai referă și la faptul că nu doar mâncarea înseamnă nutriție. Nu ne hrănește doar mâncarea din farfurie. Cu adevărat, la cât de sedentari suntem, noi am avea nevoie de foarte puțină mâncare. 300-400 de grame. De mult, omul nu mai folosește mâncarea pentru a trăi, pentru a supraviețui. De mult, omul modern nu mai folosește pentru asta. Cine trăiește încă în iluzia că mâncăm ca să trăim, îi doresc vise plăcute. Noi folosim predominant mâncarea pe post de consolare. Deci, mâncarea e folosită pe post de consolare. Mă simt stresat. Simt nevoia să mănânc ceva. Mă simt frustrat, mă simt obosit, trebuie să mă răsplătesc. Mă simt plictisit, trebuie să. Și atunci, de foarte puține ori mâncăm cu adevărat conștient, și atunci când mâncăm conștient, suntem atenți nu doar ce avem în farfurie, ci și cât ne punem în farfurie, cum mestecăm ceea ce avem în farfurie. Deci, de foarte puține ori mâncăm așa. Noi mâncăm distrași. Asta ți arată și că, de fapt, nu mănânci de foame, foame adevărată care să te ajute pe tine să supraviețuiești. Tu mănânci de o altă foame. Cauză, Și, da. da, și din punctul meu de vedere și al nutriției holistice, alimentația este întotdeauna considerată secundară, hrană secundară. Adevărata hrană constă în calitatea relațiilor noastre. Pentru că poți tu să mănânci ca la carte.
grame de proteine, nutrienți, exact ce am Asta cu zis. cântăritul m-a omorât tot timpul la diete, recunosc că am ținut foarte multe diete, deci când a venit vorba de cântărit, deja m-a pierdut și cu câte proteine, câte... Deja în capul Exact. meu suna Deci, ceva de uită, genul. da, chestia asta cu doza zilnică recomandată sau teoria caloriilor sunt lucruri perimate. Pentru că, gândiți-vă, foarte multă lume zice, da, dar, de exemplu, o dietă vegetariană, nu poți să ai atâtea calorii cât ai dintr-o... Iubiții mei, dar teoria caloriilor nu este relevantă. E de mult nu se mai folosește. Pentru că, sau se, cine o folosește, nu știu, folosește exact cum aș folosi acum râșnița de cafea în loc de râșnița electrică. Ea s-a dovedit a fi perimată pentru că nu este relevant câte calorii mănânc. Nu este suficient, o condiție necesară și suficientă ca să fiu sănătos. Pentru că dacă cineva spune că eu trebuie să mănânc 2000 de calorii, eu le pot mânca din 4 tablete de ciocolată. Corect. Și asta nu înseamnă că am mâncat sănătos și că corpul meu are ceea ce are nevoie în el, da? Deci doar numărul de calorii nu este suficient. De asemenea, doar aceste grame de așa nu este suficient. Alimentul contează, cât de proaspăt e, cum e preparat, cum e mestecat, cu ce energie este preparat și așa mai departe. Însă ce vreau să spun? Na, că am uitat, că m-ai întrerupt, mi-ai zis de greutate. Discutam despre holistic și că mâncarea nu este, Dacă adică nu doar este mâncarea. hrană exact, principală, ci secundară. Mulțumesc frumos că mi-ai Cu mare amintit. Drag. Și vreau să spun că, uite, sunt persoane care mănâncă perfect, sănătos. Să zicem, am fost una dintre ele. Și după 3 ani de mâncat sănătos, ficatul meu era praf. Categoric că probabil au fost și lucruri fizice, la nivel fizic, care l-au afectat dinainte. Dar durerea mea, tristețea mea, amărăciunea mea, starea de victimă în care mă aflam în fața vieții, pentru că nu reușeam, de exemplu, nu aveam un partener cu care să am și o familie, să am copii, vedeam pe toată lumea în jurul meu. Deci nu era suficientă mâncarea, nu era suficientă. Îmi doream altceva, ne hrănește. Ați văzut atunci când suntem îndrăgostiți că nici măcar nu ne arde de mâncare? Nu ne arde de mâncare. Sau, să spunem, ai un partener minunat, mănânci minunat și totuși ești bolnav. Pentru că ești nemulțumit de serviciul tău, ești nemulțumit de jobul pe care îl ai, ești nemulțumit de felul în care te tratează colegii sau șeful sau... Și acest lucru ca un vierme te mănâncă pe dinăuntru. Deci și calitatea relațiilor cu cei din jur este o formă de hrană sau de otravă. De asemenea, mișcarea este o formă de hrană. Toată lumea, cred, că a avut ocazia, nu zic să facă mișcare în sensul de sport organizat, să danseze, domne. Plimbări, da, da. Deci, cei care au copii să facă genoflexiuni și aplecări și toate pozițiile din acestea. Da, deci ai văzut când te miști, când te joci cu copiii, când dansezi, când ai o altă stare și nu ți-e foame, nu ți-e foame. Toate lucrurile pe care le facem din plăcere, care ne aduc împlinire, toate sunt hrană. Soarele este hrană, lumina. Păi noi dacă n-am avea lumină și soare, de care fugim atât de mult, fără să-l înțelegem, așa, am muri. Viața pe această planetă n-ar putea să existe fără soare. Da? Soarele, lumina, apa, toate sunt hrană. De fapt, iubirea este hrană. Iubirea este hrană. Foarte multă lume zice așa, domne, știi, m-a săturat. Într-adevăr, acum chestia asta cu iubirea e foarte mult vorbită și foarte puțin practicată. Dar cred că oamenii fundamental... nici nu mai știu cum să o, îmi cer scuze, să o aplice, sincer, să o pună în practică, dacă e ceva de pus în practică. Pentru că e Da. atât de multă teorie încât omul se concentrează pe teorie și mai puțin pe ce simte. Și tocmai invers ar trebui să se întâmple. Să concentrezi mai mult pe ce simte Da. și mai puțin pe teorie. Mă gândesc acum că exact acum mi-a venit ideea asta, pentru că ne concentrăm pe teorie și vrem să facem practică pe ceilalți.
Adică, atunci când auzi tu ceva despre ce înseamnă iubirea și cum se cultivă iubirea, te gândești, a, uite, așa ar trebui partenerul meu. A, uite, așa ar trebui mama sau tata sau copiii mei să se comporte, să se comportă cu mine. Sau de foarte puține ori te gândești, a, așa ar trebui eu să mă comport cu mine. Ăsta este și motivul pentru care am ales titlul de astăzi al interviului nostru. Pentru că noi trăim cumva într-o iluzie că suntem separați de corpul nostru. E? Adică dacă îi se întâmplă ceva corpului nostru, e ori de la soartă, ori de la Dumnezeu, da? Ori de la blesteme sau mai știu eu ce credem noi, sau e dintr-un mare noroc. Nu, tot ce îi se întâmplă corpului tău, ți-ai provocat tu singur, cu mâinile tale, cu vorbele tale, cu gândurile tale, cu emoțiile tale și categoric cu faptele tale. Și nu putem gândi așa, de asta și iubirea trebuie să înceapă cu noi. Deci, dacă tu nu-ți iubești corpul, în primul rând îl consideri ceva, nu știu, de care ești o unitate cu corpul tău. Trebuie să te comporți cu el ca și când ar fi copilul tău. Să nu uităm, corpul nostru este compus din miliarde de celule care au conștiență și memorie. Sunt niște, spunem, entități vii. Felul în care ne purtăm cu aceste miliarde de slujitori ai noștri, care alcătuiesc marele slujitor fidel numit corpul, se reflectă în sănătatea noastră, se reflectă în, da, sau, din contră, în suferința și în durerea noastră. Să ne gândim tot timpul că suntem părintele acestor, suntem un mic Dumnezeu, fără să spun acum o erezie, dar Dumnezeu ne-a dat acest corp și ne-a numit stăpânul acestor miliarde, acestei populații de miliarde de celule. Cum ne comportăm cu ele? Sunt sigură că toată lumea are ceva de criticat la conducătorii României, dar felul în care noi ne conducem populația asta de miliarde de celule care ne slujesc zilnic, cum este? E diferit oare de al conducătorilor României? S-ar putea să fie mai rău. Și atunci înțelegem, așa cum noi suntem plini de mânie, de revoltă, de critică la adresa lor, așa sunt și celulele noastre, se revoltă. Și uneori apare un grup de, cum se numește, de ăsta, de protestatori, da, mai vocal, care da, se numește cancer. Cancerul nu este nimic decât un grup de celule răzvrătite care s-au săturat și se înmulțesc necontrolat și fac ravagii. Da. Deci asta cu holisticul, am pornit de la holistic și am ajuns oricum unde trebuia să ajungem, dar sper că toată lumea a înțeles. Deci când spunem nutriție holistică, nu ne referim doar la mâncare. Ne referim și la emoții, ne referim și la gânduri, comportament, la stil de viață cu totul, cum gândim. Pentru că orice gând e urmat de o emoție și orice emoție este urmată de o reacție chimică în corp și de asemenea de niște cuvinte care la rândul lor creează ceva. Cum gândim, cum simțim, cum ne tratăm corpul, nu doar din punct de vedere al alimentației, îl mișcăm, îl îngrijim, da? Deci ce calitatea relațiilor avem cu cei din jur. Și toate aceste aspecte le-am preluat cumva și le vom prezenta și în cadrul seminarului nostru. Le numim măștile imunității. Care sunt toate măștile care atunci când vor cădea ne lasă imunitatea descoperită? Ok. Uite, ne întreabă cineva ce putem face pentru a scoate rezidurile din corp. Ridurile? Rezidurile. A, rezidurile. Acumulate am în corp. Înțeles.
Păi și ridurile sunt tot de la reziduri. Mână, mână. Așa. Uite, o salutăm și pe Edith, e alături de noi. Da, Edith, te pupăm. Te pupăm. Edith este agenția noastră matrimonială. Moașa noastră, moașa Moașa. relației noastre. Nașa, nașa. Nașa, exact. Așa, rezidurile. Hai să vedem. Dom'le, de unde atâtea reziduri? Am văzut acum sunt foarte mulți medici care critică, cumva, pe bună dreptate, acest uz și abuz al conceptului de detoxifiere sau detoxificare, spus corect românește, detoxificare. Și zic, dom'le, de unde atâtea toxine? Dacă ai toxine, trebuie să te duci la toxicolog, că te-ai intoxicat. Ok. Probabil că confuzia provine din faptul că mulți naturopați, mai ales în literatura americană, așa, deci, sau cărțile traduse în engleză, folosesc cuvântul toxins la aceste reziduri, reziduri metabolice. Te-am pierdut puțin? Sau tu pe mine? Auzi? Da, acum te aud. Eu m-am Scuze. pierdut? Cred bine. Nu. Se pare că uneori mai fac. Cred că de la mine. Îmi cer Așa, iertare. nu, cred că e de la mine. Adică ce transmit eu. Edith știe, da. La mine asta e teama cea mai mare, să nu se întâmple ceva cu tehnologia, știi? Și atunci, dar acum sunt foarte relaxat, deci chiar am încredere Să că știi n-o că de să data fie asta. nimic. A fost la mine, mi-a spus că al meu este instabil. Ok, bine. Atunci eu o să explic cu aceste reziduri. Celulele noastre despre care am vorbit mai devreme, deci aceste miliarde de cetățeni care alcătuiesc corpul nostru, funcționează. Să știi că la mine se întrerupe. O să te rog să-mi dai câteva secunde să schimb routerul. Deci să nu vorbesc Gata. acum. Apoi nu, că acum te aud, culmea, în schimbare de router te aud. Aha. Spunea, da, spunea și colega mea și zic că de la mine s-a. Deci, uite, vezi, e la mine, nu-i la tine. Da, asta cred că tu ai generat-o, de fapt. Apropo și de ce vorbeam. Tot ce e Totul e posibil. foarte bine. E ok. Așa. Acum pot să spun mai departe, da? Da, tehnologia ne mai pune la încercare pentru a ne autocunoaște până la urmă, nu? Uite, cum vom proceda în astfel de situații. Te rog, despre reziduri. Da. Deci, aceste celule mănâncă, produc energie, da, și își îndeplinesc funcțiile lor, celulele ochilor, celulele plămânilor, da, celulele mușchilor, fiecare are funcția ei bine stabilită în corp, însă nu uitați că toate și-au abandonat individualitatea pentru binele colectiv. O lecție pe care am putea să o învățăm și noi ca popor. Ok. Produc aceste reziduri. Reziduurile sunt curățate, adunate. Tot ce produc celulele și elimină, vine limfa, le ia și le duce spre rinichi, unde sunt filtrate și apoi eliminate. Deci ca noi să eliminăm aceste reziduri în corp sau gunoaie, dacă vrem să le zicem, repet, unii naturopați le numesc toxine pentru că ele sunt de natură foarte acidă și practic distrug, ard, au un efect toxic asupra corpului. Metaforic vorbind, toxic, da? Așa, și ca să putem elimina rezidurile, trebuie să avem grijă, în primul rând, ca limfa noastră să curgă, să se miște. Apoi, când a ajuns la rinichi, trebuie să avem grijă ca rinichii noștri să filtreze. De ce nu ar filtra rinichii? Întrebarea, știți, întrebarea care se pune mai corect sau mai constructiv pentru noi ar fi de ce
corpul nostru nu poate elimina rezidurile atât de eficient cum a fost de fapt proiectat. Ce îl împiedică să elimine aceste reziduri? Pentru că noi nu trebuie să facem ceva ca să eliminăm reziduri. Corpul a fost prevăzut cu mecanisme. El știe ce are de făcut. Doar că e un automatism. Exact, așa ca și respirația. Eu nu trebuie să fac ceva ca să respir. Mă trezesc dimineața și mă gândesc că trebuie să respir. Nu. De asta se și numește această parte a sistemului nervos, sistem nervos autonom. El funcționează autonom, reglează anumite funcții autonom. Nu trebuie să mă gândesc eu că am de făcut ceva, cum ar fi spălatul pe dinți. Bun. Și aici, la eliminarea rezidurilor, la fel. Sistemul limfatic adună și elimină, rinichii filtrează și elimină. Pielea elimină de asemenea. Întrebarea este, de ce am ajuns să am grijă să elimin astea? Pentru că nu mai elimin eficient. De ce nu mai elimin eficient? Pentru că rinichii mei și sistemul meu limfatic nu mai funcționează eficient. Sunt îngreunați, sunt blocați. Ce blochează rinichii? Din punct de vedere emoțional, toate sentimentele de frică, de anxietate. Gândiți-vă în ce sentiment trăiește omenirea la ora actuală. Frigul blochează rinichii, de asemenea. Bunicii noștri nu degeaba ne spuneau să avem mereu mijlocul cald și acoperit. Frigul blochează rinichii. Rinichii, orice fel de contracție musculară blochează rinichii. Rinichii filtrează cel mai bine când stăm la orizontală și la căldurică, adică noaptea. De asta e bine să ne și odihnim un număr de ore important, pentru că atunci rinichiul filtrează cu adevărat eficient. Și rinichiul mai este blocat de o cantitate exagerat de mare de proteine și de grăsimi din alimentație, care blochează de asemenea și limfa. Deci, de adică asta mâncăm spun, multă carne, să înțeleg, și grăsimi. Carne și grăsimi, da. Sau, de exemplu, nu trebuie să fie neapărat carne. Să ne gândim la bebeluși, care sunt hrăniți cu foarte, foarte mult lapte praf, deoarece mamele sunt convinse de autorități, unele care știu ce fac, altele care nu știu ce fac, deci trebuie să iertăm pe toți, așa, că laptele lor nu este suficient de hrănitor. Și atunci trebuie să apeleze la o formulă de lapte praf. Cum poate laptele matern să fie considerat insuficient de hrănitor și cum pot eu, ființă umană înzestrată cu inteligență, să cred așa ceva, când până la ora actuală formula laptelui matern nu a fost descoperită? Deci dacă eu nu am o bază de comparație, cum pot să spun că nu este suficient de hrănitor? Nu e suficient de hrănitor comparativ cu ce? Cu laptele vecinei? Cu laptele bunicii? Cu cine nu este suficient de hrănitor? Cu standarde inventate de om, laptele matern este o formulă personalizată. Fiecare mamă produce laptele de care copilul ei are nevoie în clipa respectivă. Exact ce are nevoie în clipa. Și formula lui se schimbă, de asta veșnică recunoștință și osana lui Dumnezeu că nu a permis identificarea formulei laptelui matern. Asta ne mai trebuia. Și de aici vă dați seama cât de mincinoși sunt cei care scriu pe cutiile de lapte praf formula asemănătoare cu cea a laptelui matern. Păi e ca și când aș spune Alexandra este asemănătoare cu Cristela. Da, suntem femei. Avem sâni, avem organe genitale feminine și păr lung. Suntem asemănătoare. Dar asta nu înseamnă că suntem la fel. Da? Este o obrăznicie fără margini. Și acest lapte nu este atât de periculos. Chiar doctorul Robert Morse ne explica, pentru că eu i-am transmis la un moment dat un calcul pe care l-am făcut, cât zahăr, sucroză și alte tipuri de zahăr, de zaharuri izolate conține laptele acesta praf. Și el mi-a zis că nu este atât de periculos. Adică aceste zaharuri izolate nu sunt atât de periculoase pentru rinic și pentru sistemul limfatic, în care se află sistemul imunitar, cât sunt grăsimile din laptele praf. Este o concentrație foarte mare de grăsimi și o concentrație foarte mare proteică.
laptele matern nu are această concentrație proteică și nici nu are această concentrație de grăsimi, care blochează rinichiul și blochează astfel sistemul limfatic și blochează astfel imunitatea copilașului. Și noi după aceea alergăm să băgăm în corp diverse chestii pentru imunitate. De cele mai multe ori, imunitatea se păstrează neatacând-o, neîngreunând-o. Nu ne atacă microbii din afară, da? Ne atacă frica noastră că nu mâncăm suficient de concentrat și din aceste greșeli în care ne uităm, proteine, copiii au nevoie de proteine, multe proteine, gravidele au nevoie de proteine. Da, dar nu atât de multe proteine câte suntem noi făcuți să credem. Și până la urmă tot ce mâncăm e compus din proteine, din aminoacizi, că corpul nici nu are ce să facă cu proteinele, ci cu aminoacizii din proteine. Și orice are formă și structură în această natură e compus din aminoacizi. Deci avem suficient, nu trebuie să ne îngrijorăm. Da? Am răspuns. Uite, întreabă cineva. Da, cu siguranță. Foarte interesant. Uite, eu nu știam că sistemul imunitar se află în limfă. Deci acum îmi dau seama de anumite chestii. Și știi cum se numesc o parte din celulele sistemului imunitar? Limfocite. Așa, da, corect, da. Am auzit de limfocite. Cine? Auzi, mereu zic așa, ia să întreb tu o persoană. Dragă, cum arată? Toți vorbim de sistemul imunitar. Dar cum arată sistemul imunitar? Adică o să afli, o să primești tot felul de răspunsuri. Unii își imaginează că e un organ, știi? Undeva prin stomac. Nu, organ cu siguranță nu, dar mi se părea ceva abstract oricum. Da, ca statul. Statul e ceva abstract. Uite, întreabă cineva cum anume ne curățăm limfa, dacă totuși nu mergem pe detoxificare. Care ar fi metodele de curățare a limfei? Păi, în primul rând, să nu mai murdărim. Așa. Deci, să nu încărcăm. Da? Deci, avem grijă la alimentație. Să nu fie o alimentație care îngreunează limfa. Foarte multe grăsimi, spuneam, da? Inclusiv nucile, alunele, atenție la rovegani, care caută să imite alimentația tradițională și sar din lac în puț. Așa. Fac tot felul de preparate cu multe nuci, semințe și așa, care îngreunează limfa și ele la fel de mult. Dar limfa se curăță cu ajutorul celei mai iubite categorii de alimente și frumoase, cred, de pe fața pământului, cu ajutorul fructelor. Fructele sunt alimentul care curăță limfa. Imaginați-vă vasele limfatice ca pe niște vase de bucătărie rămase de la o petrecere pe care nu le-ați spălat ani de zile. S-a întărit grăsimea pe ele, mai întâi, ca să poți să le scoți fața, cum se zice, trebuie să moi acele lucruri. Și din acest motiv, fructele sunt foarte bune. Există foarte multe fructe acide. Deci această înmuiere se face cu apă multă, care este conținută în fructe, și cu ceva acizi, care sunt tot în fructe. Și apoi, tot fructele elimină la exterior. Deci mai întâi înmoaie și apoi elimină. De asemenea, în sprijinul fructelor, sunt foarte multe plante din flora spontană. Foarte multe plante cu efect drenor limfatic. Orice plante amărui sau... Sunt multe și în cărțile de naturopatie, păpădie, pătrunjel, toate plantele din flora spontană au până la urmă efect și asupra întregului. Se pot consuma ca și ceai, de exemplu ceai de păpădie? Da, se pot consuma ca ceai, ca tinctură, deci macerat alcoolic sau macerat glicerinic pentru copii sau la plant extract, de exemplu. Sunt foarte multe astfel de tincturi și macerate sau amestecuri de plante din flora spontană care susțin diferite părți ale corpului. Rinichi, ficat, sistem digestiv, tiroidă, da? Pentru diferite. Bine, ele sunt, au așa un nume că sprijină mai ales rinichii sau mai ales, dar plantele acționează din cap până în picioare. Au un efect sunt sinergic. Sunt și ele holistice cumva. Exact, exact. Deci nu au fost programate, știți, Dumnezeu a acționat numai holistic în creația sa. Și
tincturile, spuneam, sau tot la plant extract, aceste tot macerate, alcoolice sau glicerinice, dar din muguri, gemoderivatele. Deci, de obicei, tinctura se face din frunze și rădăcini. Gemoderivatele sunt din muguri, deci din copilașul plantei. Frunzele și rădăcinile sunt membrii mai vârstnici ai familiei. Da, și toate aceste lucruri ajută foarte mult. Le putem consuma sub formă de ceai, da? Sau există doamna Elena Niță Ibrian, o înțeleaptă a poporului român, care există și un site făcut în onoarea domniei sale de Mimi Walter și, mă rog, a suferit, doamna Elena Niță Ibrian a suferit de cancer și s-a tratat singură. Și apoi, cum era pe vremea comunismului, ca și în cazul inginerului Valeriu Popa, lumea venea la ei și erau ajutați să depășească aceste diagnostice dramatice sau... Și doamna Elena Niță Ibrian spunea, de exemplu, că poți să faci ceaiuri din aceste plante, care sunt, de fapt, niște infuzii, da, de plante, și să le folosești ca bază pentru supă, pentru ciorbă, pentru pilaf. Deci putem să le folosim și așa, creativ. Pentru o ingerare mai ușoară, să nu stai să bei toată ziua ceaiuri și atunci să consumi în mâncare, practic. Da, un singur lucru vreau să atenționez aici. Există tendința deloc, deci păgubitoare, să ne comportăm cu aceste remedii fitoterapice, deci din plante, la fel ca cu cele alopate. Adică, am problema asta, ce plantă să iau sau ce tinctură să iau sau ce ceai să beau. Deci, rolul lor nu este să acționeze asupra unui simptom și să-l reducă. Aceste plante trebuie să înțelegem acțiunea lor. Au rolul de a curăța și apoi de a hrăni celulele în așa fel încât celulele să se regenereze cu viteza cu care este nevoie și să-și poată îndeplini funcțiile. Spuneai de fructe. Eu sunt o mâncătoare de fructe, dar totuși ce fructe sunt cele bune care curăță? Toate fructele sunt, bineînțeles, fiecare are beneficiile sale, dar pentru partea de limfă de care discutam, sunt unele care sunt recomandate mai mult, altele mai puțin? Da. Fructele cele mai eficiente sunt cele zemoase, că noi trebuie să avem apă, da? Ca să înmuiem mai întâi. Limfa este un lichid grăsos. Ca să știe toată lumea cum arată limfa și cum arată limfa încărcată cu aceste reziduri, categoric, toată lumea a avut un coș până acum. Deci, cei care ne ascultă. În momentul în care stoarcem un coș, ceea ce noi numim puroi, este limfă cu toxine, cu reziduri metabolice. După ce am scos acest puroi, iese un lichid incolor. Deci am scos dopul și în continuare iese limfă curată. Acel lichid incolor, ușor grăsos, este limfa. Și după aceea iese puțin sânge, pentru că limfa și sângele sunt două circulații paralele. Așa. Deci fructele zemoase acționează cel mai bine ca drenoare limfatice. Să spun mai bine ce fructe nu sunt drenoare limfatice, neînsemnând că nu sunt bune sau nu. Dar dacă eu am intenția să drenez limfa, în primul rând este important să folosesc fructele potrivite și în al doilea rând să le folosesc cu folos, adică înțelept dimineața pe stomacul gol sau nu după alte alimente. Nu după alte alimente. Fructele nu se consumă după alte alimente. Bun. Și fructele care nu drenează limfa sunt, de exemplu, bananele. Ele nu sunt zemoase. Sunt niște fructe foarte valoroase, dar nu drenează limfa. Drenoare limfatice foarte bune sunt toate fructele zemoase. Cireșe, vișini, căpșuni, toate fructele de pădure drenează limfa puternic. Și
susțin foarte bine sistemul endocrin, fructele de pădure. Zmeură, afine, cătină, tot ce înseamnă, în engleză se numește berries, da, frăguțe, ce mai avem? Măceșe, cum se numesc? Coacăze, negre, roșii, albe, da? Călin. Deci cam toate, mai puțin bananele. Strugurii? Mai puțin banan. Strugurii știu că au un conținut de zahăr foarte ridicat. Lasă-mă cu zahărul. Ah, ce am să-ți fac cu zahărul. Deci, fructele conțin fructoză, care este un zahăr foarte valoros. Fructoza nu obosește pancreasul. Fructoza nu are nevoie de insulină. Deci, fructoză sunt diabetici de tip 1, deci insulinodependenți, care sunt pe o dietă 100% fructariană și și-au redus doza de insulină. Ok. Deci, fructele nu conțin un zahăr, deci conțin exact zaharul cel mai ușor digerabil, asimilabil și fără de care celulele noastre mor. Celula moare fără zaharuri. Da? Deci nu există. Noi nu vorbim aici de sucroză. Sunt foarte mulți care zic, cum? Păi fructele au mult zahăr. Nu, dragă, au fructoză. Și tu ai nevoie de fructoză. Da? Deci nu pot să compar un fresh de portocale cu un suc de portocale la cutie. Sau, nu știu, cu altă... Nu. Așa. Uite, foarte... Da. Vreau să te întreb care e mai recomandat, să mănânci fructul în starea asta proaspătă sau să îl storci și să-l faci suc? Depinde. Categoric recomandat este să mâncăm fructul, pentru că acolo este alimentul integral. Cum spuneam, sucul este doar o parte din fruct. Sucurile sunt foarte bune în curele de detoxificare, de exemplu, când vrem să lucrăm intensiv pe limfă, sau poate dacă avem o problemă de sănătate și chiar trebuie să facem o detoxificare puternică, sau în perioadele în care suntem bolnavi, în ghilimele. Cum ar fi, de exemplu, acum sezonul răcelilor. Deci, când răcim, de fapt, corpul folosește un mecanism propriu biologic de apărare, și anume tusea, febra, nasul curgător, pentru a elimina toxinele încapsulate în mucus din corpul nostru. Și mucusul reactiv creat ca urmare a unei alimentații și a unui stil de viață iritant. Deci, de câte ori corpul nostru este agresat pe interior, pielea interioară se numește mucoasă. Și această piele reacționează și produce un mucus reactiv. Acest mucus reactiv se acumulează, așa cum se acumulează și aceste reziduri ale celulelor, și la un moment dat corpul zice, gata, că m-am umplut. Și începe să scoată. Și cel mai înțelept lucru pe care îl putem face este să-i permitem corpului să scoată, ba chiar să-l ajutăm, să intensificăm aceste eliminări cu o dietă. Din consum de lichide. Da, fructe și sucuri și așa mai departe. Deci, sucurile sunt foarte bune de asemenea în convalescență sau în episoade de febră, când persoana nu poate să mănânce și nici nu trebuie să fie forțată să mănânce, pentru că corpul nu are nevoie să-și consume digestia, energia pe digestie, ci pe luptă, să zicem, da? Așa, deci pe această febră. Și atunci eu îl ajut, îi dau suc care reprezintă hidratare, curățare și nutriție 3 în 1. Da? Mă și hrănește, mă și hidratează și mă și curăță. Și în ultimul rând... Fructe consumate pentru celelalte cazuri în care pur și simplu vrem să mâncăm sănătos. Da. Deci nu deranjează să mâncăm, să bem și un suc, dar nu trebuie să facem exces. Am cunoscut o persoană care a murit de ciroză fără să consume în viața ei alcool. Această persoană, în schimb, nu bea apă, ea bea suc de morcov. Și orice mâncare, adică după mâncare bea și un suc de morcov, după, de asta e important să avem grijă că fermentația produsă de fructe amestecate cu alimente care au timp de digestie mai mare,
fructele în mod normal ar trebui să aibă 30 de minute, o oră, dacă sunt bine mestecate, să se digere. Și dacă n-am afecțiuni ale sistemului digestiv. Altfel, dacă le consum după alimente care au 3, 4, 5, 6 ore, sau cum e carnea, care are și 24-48 de ore timp de digestie, în funcție și de cum e mestecată și preparată și amestecată cu alte chestii, atunci se produce fermentație și din această fermentație rezultă alcool. Te îmbeți pe dinăuntru, cum ar veni. Da, și ficatul tău faci ciroză fără să fii băutor. Asta să știi că până acum n-am auzit de ciroză fără să fi consumat alcool deloc. Da. Bine, și uite, nu uităm că de multe ori alimentația e cireașa de pe tort. Contribuie totul. Contribuie și... și emoții. Da. Și așa mai departe. Exact. Întreabă cineva, sarea amară în combinație cu suc de grapefruit poate fi considerat ajutor pentru curățarea limfei? Nu. Este prea agresivă. Adică poate fi considerată, dar e prea agresivă. Eu nu sunt adeptul, nu mai sunt. Deși am fost crescută în spiritul ăsta belicos, să caut conflictul și lupta din care să ies victorioasă, după ce am ieșit victorioasă vreo 34 de ani și am plătit cu prețul sănătății, m-am gândit că poate ar fi cazul să-mi schimb perspectiva. Și acum sunt adepta lucrurilor făcute cu blândețe. Deci cu blândețe. Nu ai nevoie, cum să scurezi tu limfa cu sarea amară? E prea agresivă. Pentru ce ai face așa ceva? Îți place sarea amară? Nu are nicio... Deci nu, cunosc. Sunt tot felul de... Ca și alea, hai să bem bicarbonat. Dragă, după ce ai mâncat acid, tu vrei să bei bicarbonat să te alcalinizezi? Stai liniștit. Și dacă toată ziua ești în sentimente de supărare și de-astea negative, oricum ești în acidoză asigurată. Deci nu. Nu ai nevoie. Poți să bei doar sucul de grefuri, dacă vrei. Este foarte bun. E foarte bun, da. Da, sucul de grefuri, sucul de portocale. Ananasul, de asemenea, să aveți grijă. Aici, un lucru de menționat la fructe. Important ca aceste fructe zemoase să fie dulci. Dacă sunt acre, ele sunt foarte acide, multe sunt coapte forțat. Deci trebuie văzut, mai ales la fructele tropicale. Ananasul, dacă vă face bășici sau genul acela de afte pe limbă, afte, înseamnă că este copt forțat. Nu e copt ca și roșiile. Roșiile coapte la soare sunt dulci. Roșiile astea coapte în seră forțat sunt acre. Și fac mai mult rău decât bine. Deci fructele trebuie să fie dulci, 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 adică coapte în soare cât putem noi. Acum, de exemplu, nu e sezon de fructe foarte multe. Dați-i bătaie cu struguri, care sunt dintre cei mai puternic detoxifianți. Adică mâncați dimineața, dacă vreți. Începeți ziua, pentru că dimineața sistemul limfatic e cel mai stagnant. Începeți ziua cu câteva fructe, cu un mic platou de fructe, da? Nu amestecați prea multe. Simplu, ca să curățăm și ficatul. Deci, câțiva strugurași, două, trei felioare de măr, prunele ară, sunt acum iarăși. Prunele încă mai sunt. Prunele mai sunt încă, exact, exact. Mi-a venit și mie ieri un transport de 200 de kilograme de mere din România, așa. Deci, acum mai avem fructele astea și putem la prima oră a dimineții să ajutăm puțin sistemul limfatic cu aceste fructe. Postul ajută sistemul limfatic, de asemenea. Acordați-vă în fiecare zi măcar 10 ore de post, adică de repaus alimentar, post negru. Adică, în fiecare zi sau în fiecare săptămână? În fiecare zi. Și să spun cel mai ușor. A 10 ore din cele 24. Exact. Minim. Adică ideal ar fi 12. Deci am mâncat la 7 seara sau la 8 sau la 9. Ideal nu mai târziu, așa? Depinde și de ora de culcare a fiecăruia. Da, dar nu se mănâncă înainte de culcare. Nu, dar zic că dacă știi că... Nu, dar dacă știi că te culci la 12, că poate ai un program, poate lucrezi în ture, poate... Nu, sunt diverse motive întemeiate pentru care să adormi la o oră târzie, cu toate că nu e prea sănătos.
mă gândesc că cu 2-3 ore înainte de soare. Știu greșit. Da, nu, auzi, nu există nimic greșit, deci nu mai cred nici în chestia asta cu teoriile, știi? Teoria așa asta e greșită dacă nu. Dacă mănânci cu 2-3 ore înainte să te culci și te trezești fresh, odihnit, energic, bravo! Înseamnă că ai mâncat ce trebuia și cât trebuia și cum trebuia și ți-a făcut bine. Dar dacă ai mâncat și te trezești îngreunat, cu gura frumos mirositoare, de se ofilește tot în jurul tău, așa, cu chef de viață, de, știi cum se zice, să-ți dai cu Tesla, așa, scumpa mea, te întrerupi și acum te-am pierdut, Serios? nu știu ce ai spus. Da. Spuneam că să te trezești cu dorința de a te culca la loc. Da, sau te-a luat te mai trezi. Așa. Deci, dacă te-ai trezit așa, înseamnă că nu ți-a făcut bine. Și nu ți face bine să mănânci cu 2-3 ore înainte de culcare. Acum pot să le spun tuturor celor care ne ascultă că, în primul rând, de post, adică repaus alimentar, mă refer, de repaus alimentar n-a murit nimeni. Și avem nenumărate exemple, inclusiv premiul Nobel dat pentru chestia asta, da? Deci de post n-a murit nimeni. Ideal ar fi să nu avem masă de seară. Dar pentru noi, masa de seară, pentru omul modern, așa cum spuneam, este cea mai importantă masă pentru că este o masă de consolare. La sfârșitul zilei, suntem leșinați, tracasați, și vrem și noi ceva bun. De Da, înțeleg. Și atunci, dacă mănânc de la ora la care am mâncat, 12 ore nu mai mănânc nimic. Nu e mare lucru, pentru că dorm. Oricum, n-am timp să mă gândesc să umblu cu sorcova. Am mâncat la 9 seara, bravo! Până la 9 a doua zi, nu mănânc, nu beau. Și la 9 încep ziua cu un ceiuț de plante sau cu un suc, dacă vreau, mănânc câteva fructe, deci am pus în mișcare locomotiva și apoi, după o oră, mănânc, dacă vreau, și altceva. Dacă să-i fac un bine și sistemului limfatic, repet, în care se află sistemul imunitar, hai să facem curățenie cu fructe, numai fructele. Facă. Sau unele legume tip fruct, cum ar fi zemoase, castraveți, roșii, mai sunt și mă ardei, gândesc. mai puțin, Mai puțin. da. De exemplu, uite, vă dau o idee, un suc care îmi place foarte mult. Eu n-am fost pe principiu să amestec legume cu fructe, de exemplu. Dar doresc să rămân mereu deschisă și să probez. Altfel n-aș putea să îi încurajez și pe ceilalți să fie deschiși, știi, și să probeze. Și am auzit această rețetă, mi-a plăcut foarte mult. Două, trei mere, deci cam pentru două persoane. La storcător, două, trei mere. Acum, dacă nu aveți toate, nu trebuie să le puneți pe toate, dar iese foarte bun. Deci două, trei mere, două tije de țelină, de aceea apio, deci tijele de la țelină, sau dacă nu, două, trei frunze de țelină, puțin ghimbir, o lămâie, un castravete, că și apa lui este foarte importantă, o mână de mentă și o mână de alte frunze verzi. Eu mi-am pus uneori pătrunjel, alteori am avut urzici, am pus urzici, ies așa câteva picături de clorofilă din frunzele respective. Și este un suc extraordinar, are o culoare foarte frumoasă, și un miros foarte frumos și un gust extraordinar de bun. Da. Și e făcut din, să zicem, fructe și legume tip fruct, cum ar fi castravetele, toate legumele care cresc deasupra sunt legume tip fruct, și din frunze verzi. Da. Deci, uite, Uite, ne mai și asta întreabă cine. drenează bine. Da, iartă-mă, te rog.
Pernuțele detoxifiante pentru picioare, tăticiente pentru detoxifiere. Nu știu, pernuțe detoxifiante? Da, mă aud întrerupt în continuare. Acum te aud bine, dar adineauri a fost întrerupt. Deci dacă sunt bune pernuțele detoxifiante, dar nu știu ce sunt. Pernuțe pentru tălpi. Să le pui la tălpi, probabil și au anumite substanțe și Oh, astfel de. Doamne, suntem niște ființe adorabile, pur și simplu. Profesorul de istorie pe care l-am avut în liceu, uneori ne dădea lucrări de-astea de control, fără să ne anunțe. Și bineînțeles că ne prindea în off-site. Așa. La ora următoare, întotdeauna venea cu o garoafă mare, pe vremea comunismului nu prea găseai alte flori, garoafele erau la modă, așa, și venea cu o garoafă mare albă și zicea, port la rever, era foarte teatral așa, port la rever o floare albă, semn al inocenței voastre în materie de istorie. Așa și eu, mi-aș pune acum la rever o floare albă, semn al inocenței noastre, iubiții mei, detoxifierea. Nu poate face altcineva în locul nostru cu chestii din afară, doar noi. Da? Deci, nici nu știu cum sunt pernuțele astea și ce fac, dar vă spun așa, ca un om care a folosit acest procedeu și îl folosește în continuare, și poate chiar avem timp să vă dau un exemplu recent din viața mea. Așa. Deci îl folosește nu numai pe sine, ci și în familie și cu oamenii cu care lucrează. Nu se poate. Din afară există, de exemplu, procedee, adică nu poți să facă altcineva, inclusiv plantele din flora spontană. Ele nu pot să ne curețe și noi în timpul ăsta să continuăm să facem tot ce am făcut. Așa și aceste pernuțe. Poate avea un efect, nu știu, n-am auzit. Tot ce știu din exterior, ca procedură, că poate ajuta, sunt, de exemplu, lumânările de urechi, despre care am vorbit într-un film la mine pe YouTube, despre igiena urechilor. Sunt procedurile de curățare a limbii, sunt procedurile de periaj uscat, deci uscat cu perie de păr. Sunt băile care ne ajută, băile fierbinți, cu sare, de exemplu, cu sare bazică, care ne ajută să transpirăm și să eliminăm, da? Și de multe ori sarea produce și o detoxifiere prin osmoză, așa, deci trage. Sunt împachetările cu nămol, nămolul și el trage. Astea erau foarte folosite de domnul doctor Doru Laza la clinică la Eden, dar în niciun caz nu poate face o În locul. detoxificare așa cum ar trebui să fie făcută. Da? Adică, ea se întâmplă de la interior, iubiții mei. Acolo ne-am intoxicat, acolo trebuie să. Adică ne-am intoxicat. Acolo s-a umplut coșul. Coșul de gunoi este la interior. Nu poate să-l ducă nimeni în locul nostru și să-l verse, decât noi. Sunt lucruri care ne ajută, cârje, dar efectul e micuț. Dar vă iubesc, întrebările sunt foarte frumoase, mulțumesc! Uite, ne mai întreabă cineva ce carte de naturopatie ne recomandați sau ce autor. Da, o rog pe doamna să ne spună care e scopul, adică ce dorește să afle, că sunt multe, ca să știu ce să răspund, în funcție de ce dorește să afle. Sau pot să vă zic așa, dacă doriți să înțelegeți organismul Așteptăm. uman și cum se îmbolnăvește și cum se poate curăța, citiți cartea doctorului Robert Morse, Să trăim sănătos fără toxine. Repet, nu se referă la toxine așa, neapărat. Există categoric și toxine care intră în corpul nostru din aer, din apă, din produsele cosmetice pe care le folosim, din produsele de menaj, dar acestea sunt într-o din medicamente, din vaccinuri, dar acestea sunt într-o cantitate mult mai mică decât cele produse de celule, rezidurile acelea metabolice. Dacă doriți să citiți o carte din care să învățați plantele din flora spontană, efectul acestora,
proceduri cu plante, preparate din plante, puteți să citiți cartea domnului dr. Doru Laza, Manualul Edenic de Medicină Naturistă, Profilactică și Terapeutică. Da, înarmați-vă cu... Deci arată așa, da? La kilogram. Faci sală cu... când te apuci de studiat cartea, faci sală. Da, exact, exact, așa cum mi-a zis mie cineva, cartea e grea și la propriu și la figurat. De asemenea, categoric sunt cărțile doamnei Maria Treben, cărțile domnului academician Ovidiu Bojor, de, dacă vrem să știm, plante, plante din flora spontană. Da, deci depinde foarte mult ce urmărim, ce vrem noi de la naturopatie. Uite, te mai întreabă cineva dacă ești de acord cu vaccinurile antigripale clasice. Pentru familia mea, nu. Nu pot să răspund păi, decât era o despre pe familia mea. Personală, da. Și în rest, tot ce am citit și ce am înțeles și am adunat despre vaccinare, am publicat la mine pe site. Site-ul se numește cristelagiorgescu.ro. Am o categorie specială pe site care se numește Abecedar de vaccinare. Dacă vreți să vă spun, din punct de vedere energetic, că tot vorbim holistic, vaccinul transmite pentru mine următoarea informație. Ești un incapabil. Trebuie să vină cineva din afară să te ajute. Deci, asta din punct de vedere energetic. Dar sunt multe alte lucruri. Fiecare trebuie să citească și să-și formeze propria înțelegere și să își asume alegerile pe care le face. Sănătatea și boala sunt o chestiune de asumare, de responsabilitate personală. Da. Apropo de fructe, întreabă cineva, putem mânca înainte de fiecare masă? Respectând o oră după ce le-am mâncat, da, dar poate, adică de trei ori pe zi. Dar hai să ne gândim așa. Deci dimineața mâncăm fructe. Apoi să zicem după 2 ore mâncăm o omletă. Respectăm timpul de digestie. Deci am mâncat dimineața la 8 fructe. La 10 am mâncat o omletă. Dau un exemplu. Ouăle au nevoie între 4 și 6 ore să se digere. Dacă mai sunt și amestecate cu brânzică și cu șunculiță, au nevoie de și mai mult. Și dacă masa următoare, să spunem, e la 2, eu nu pot să mănânc la 1 fructe, pentru că nu s-au digerat ouăle. Și, da? Deci, teoretic pot să mănânc, dar trebuie să țin mereu cont de timpii de digestie ai alimentelor. Eu am timpii aceștia de digestie aproximativi, care țin, repet, deci sunt aproximativi, în sensul că am pus cel mai scurt timp, cazul ideal. Sistemul digestiv e sănătos și eu mestec bine alimentele și ele nu sunt preparate alambicat. Și am pus acești timp de digestie și în cartea mea, Diversificarea pur și simplu, care este o carte de educație alimentară, în ciuda numelui, pentru toate vârstele, în ciuda numelui. Și le spun tuturor celor care iau cartea, dacă îmi dai voie, dacă ai 50 de ani și vrei să folosești această carte pentru tine, înlocuiește cuvântul bebeluș cu cuvântul corpul meu și înlocuiește cuvântul diversificare cu cuvântul alimentație. Deci este bebelușul tău, e corpul tău și trebuie să-l hrănești la fel la toate vârstele, poate, adică la fel în sensul după aceleași principii respectuoase. Categoric că preferințele alimentare, cantitățile și tipurile de alimente se schimbă în funcție de vârstă. Mai ales la noi, la doamne, care suntem foarte ciclice. Așa. Da. Uite, altcineva ne întreabă. Da, eu zic răspuns, da. Nu? Da, deci aveți grijă la timpii de digestie ai alimentelor. Congelatorul este o soluție bună. Probabil se referă la partea de alimente, de da, a le congela și a le dezgheța și ulterior a le consuma. Mulțumesc, Alexandra. Iată, aici avem un exemplu despre ce înseamnă holism. Dacă ar fi să ne gândim reducționist,
ne gândim doar la calitățile nutritive ale alimentelor, care sunt distruse prin congelare, care e mai bună, congelarea, videarea, deshidratarea, da? Afumarea și așa mai departe. Hrana este informație. În primul rând, hrana este informație. Deci acolo există o informație. Tot ce vedem noi sub forma materiei este de fapt energie condensată. Deci importantă este energia din acea mâncare. De fapt, se spune că congelatorul permite conservarea stării energetice a alimentului din momentul în care a fost congelat. Deci dacă tu ai cules ceva și l-ai băgat la congelator, când l-ai decongelat, vibrația lui, angstromii lui sunt au același nivel ca atunci când tu l-ai congelat. Eu folosesc congelatorul dacă am o ladă frigorifică mare, așa, în care congelez lucruri care sunt sezoniere și pe care nu le găsesc la calitatea la care le-aș găsi în sezon în supermarketuri. Adică congelez cătină, congelez căpșuni, congelez caise, congelez piersici, congelez mazăre verde, păstăi nu, că nu plac și nu le plac nici copiilor. Mai congelez roșii, da, deci eu nu fac bulion, dar pun roșiile la blender, le fac piure și apoi le pun în recipiente sau în pungulițe și le bag la congelator. Uite, o altă întrebare despre uleiurile esențiale. Dacă sunt ok, le putem folosi în detoxificare. Și uleiurile esențiale, din nou, nu gândim reducționist. Ele fac parte dintr-o strategie holistică. Deci sunt foarte multe lucruri care pot ajuta în sănătoșirea noastră sau mentenanța noastră, curățarea noastră. Uleiurile esențiale sunt un element care poate face parte dintr-o strategie de curățare, de detoxificare sau dintr-o strategie de menținere a sănătății fizice sau emoționale, categoric, dar să nu transformăm nimic în religie. Nici alimentația, nici uleiul esențial, nici mișcarea, nici... Este exact cum spune frumos Apostolul Pavel în epistola lui către romani, toate lucrurile lucrează împreună spre binele oamenilor. Deci toate lucrurile, nu doar unul. Nu este unul mai breaz decât altul. Și trebuie să găsim de asemenea categoric momentul potrivit. Pentru că nu orice remediu se potrivește în acel moment pentru acea persoană. Da, uite, o întrebare care a fost adresată încă de la început, să-mi spui cum mă auzi, te rog. Că tu te da. Auzi, chiar discutam cu colega mea pe internet, super ok, când pun eu întrebări, le mă aud întrerupt. Da, exact. Oricum, eu nu te mai văd, imaginea ta e înghețată. Serios? Dar te aud, da. Of, da, se pare. Mă gândeam că fiind luni, internetul o să fie mult mai flexibil cu noi, pentru că mă gândeam că lumea deja e ocupată, începe munca și nu o să mai fie atât de concentrați pe internet. Dar uite, întrebarea care a fost adresată încă de la început, dar am lăsat să terminăm cu partea aceasta de detoxificare. Ce metode ne putem sfătui să ne iubim pe noi înșine? Oh, ce drăguț! Păi... N-aș putea să vă sfătuiesc decât metodele pe care le practic eu pentru cu mine, pentru că sunt, cum am spus de mai multe ori, barbarul de tiran. Deci, eu cred că am rămas. Alexa a dispărut, da. Gata. Nu, ești, eu am închis și am deschis camera, am zis că poate mă deblochez. A, bun. Așa, mi s-a întâmplat, cred... Și cu Edith, nu. Mi s-a mai întâmplat toată că a dispărut moderatorul, dar și eu nu știam dacă mai sunt. Ok. Așa, mulțumesc. Deci, uite, nu pot să ți le dau acum așa pe toate, dar îți spun câteva, pentru că sunt suficient de grele cât să te gândești dacă...
o să vrei să le faci, așa încât măcar unul dintre ele, dacă îl faci, să știi că este un pas uriaș pentru, e polița ta de asigurare de sănătate. Și anume, încetează să te mai critici. Te-am lovit? Stai jos? Cine a întrebat? Încetează să te mai critici. Vă rog, uitați-vă de câte ori pe zi ne criticăm. Uitați-vă când nu vă găsiți cheile sau când ați vărsat ceva sau când ați, exact cum vă purtați cu voi, vă purtați și cu copiii. Nu putem să ne comportăm cu ceilalți altfel decât ne purtăm cu noi. Încetează să te mai critici sau, cu alte cuvinte, încetează să mai ai așteptări de la tine atât de multe și atât de, cum să spun, lipsite de înțelepciune. Aud de foarte multe ori și am folosit și eu această expresie, aș putea face mai mult. Dragă, știi ce? Dacă ai fi putut, ai fi făcut. Te rog, înțelege că în fiecare clipă faci tot ce poți. Deci chiar faci tot ce poți mai bine în acea clipă. Cu cunoștințele pe care le ai, cu circumstanțele care sunt în jurul tău, faci tot ce ai putut mai bine. Și în fiecare zi, categoric că poți face mai mult sau diferit, dar nu înseamnă că ieri n-ai făcut bine. Diferit. Când ești plin de așteptări, categoric o să fii plin de așteptări de la partenerul tău de viață, de la copiii tăi, de la șefii tăi, de la vecinii tăi, de la colegii tăi, de la toată lumea. O să ai așteptări care o să-ți creeze niște dezamăgiri uriașe. Da? Și care o să te transforme într-o victimă a lor și a vieții. Deci, să fim buni cu noi încetând în primul rând să ne criticăm. Știi ce? Hai să zic. Să spunem că ai descoperit că puteai să faci altceva mai bine. După cum gândești așa, puteam să fac mai bine sau diferit. Mai corect ar fi spus diferit, nu mai bine. Ok. Bravo. Acum ai făcut așa. Data viitoare știi. Bravo. Gândește-te că ai de-a face cu cea mai iubită ființă din viața ta. Exact cum ai vorbi cu ea, așa vorbește și cu tine. O ființă pe care n-ai putea să o cerți niciodată. Ați văzut? Sau uite, vă zic un alt exemplu cum puteți să vă gândiți să fiți buni cu voi înșivă. Dar persoanele care n-au copii sunt puțin dezavantajate, că n-au trăit experiența pe care vreau să o spun. Sau poate dacă ați ținut un bebeluș în brațe, că a fost al vostru sau al altor oameni, închideți ochii, vă aduceți aminte ce ați simțit atunci? Deci pe acel bebeluș l-ați iubit pentru un singur motiv, că există. Nu l-ați iubit că v-a zâmbit, că v-a spus ceva frumos, v-a făcut un compliment, că miroase frumos, urât. Nu, l-ați iubit pur și simplu că există acea minune micuță și scumpă. Și toți oamenii se transformă când țin un bebeluș în brațe sau chiar și doar când privesc un bebeluș. Exact așa gândiți-vă în clipa în care vă vine să vă criticați. Că corpul ăsta și voi sunteți un bebeluș iubit, care este valoros doar pentru că există. Nu pentru că a făcut sau n-a făcut ceva, ci doar pentru că există. Gata, asta e prima poruncă dintr-un decalog. Da. Și uite, dacă vreți un exercițiu mai greu, vă dau unul mai greu. Pot, Alexandra? Da, te rog. Nu știu cum stăm cu tine. Mai avem. Bun. Acum, greu pentru... Poate nu e greu. Nu știu. Poate nu e greu. Da, exact. De ce să... Uite, vezi? Să vă condiționez din start. Hai să vă mai dau un exercițiu. Exact. Nu există greu. Fiecare va ușor. Decide dacă este greu sau nu. Acum... Da. El este nici cum. Este decide... doar un exercițiu. Exact. Iar ceea ce va decide, aia va experimenta. Dacă zice exact. Că e greu, o să fie greu. Da, vedeți? De ce am zis eu că e greu? Pentru că pentru mine așa a fost. Este greu. La început, da. Și acum nu mai e. Dar așa l-am perceput și uite, am rămas condiționată. Exercițiul este următorul. Stați în oglindă, dezbrăcați, goi, pușcă.
10 minute. Și uitați-vă din cap până în picioare, la corpul vostru. Și fiți atenți ce gânduri traversează gara minții legate de corpul vostru, legate de a fi femeie, legate de a fi bărbat, legate de a fi gravidă, legate de a fi lăuză, legate de a fi, da? Ce legate de a fi la o anumită vârstă. Uitați-vă ce gânduri traversează. Sunt gânduri așa sau sunt bice? Corpul nostru aude tot ce gândim, iar ceea ce nu iubim vom pierde din corp, din viață, din portofel, din carieră, tot ce nu iubim vom pierde. Ne criticăm și ne plângem de jobul nostru, îl vom pierde. Spunem că banii sunt ochiul dracului, sunt murdari, avem sentimente de repulsie față de ei, perfect. Nu o să vină la noi. Vor sta departe de noi sau îi vom pierde. Spunem că părți din corpul nostru nu sunt frumoase, ne vor părăsi. Tot ce nu iubim, vom pierde. Îl criticăm pe partenerul nostru, îl vom pierde. Nu trebuie să plece fizic. Știți? E suficient să pățească un accident sau să se îmbolnăvească sau să fie cu voi și să circule pe internet toată ziua. Pierdem. Tot ce nu iubim, pierdem. Uitați-vă în oglindă, vedeți gândurile și smulgeți-le. Ca pe buruieni. La spenseta. Da. Pentru că orice gând pe care îl hrănim, crește. O, ca orice lucru pe care îl hrănim, crește. Nu? De la Edith Cadar am învățat legea lui 7. Orice gând stă mai mult de 7 secunde în mintea noastră, intră în ADN și începe să ne conducă viața. Corpul nostru nu are voință proprie. Voința lui este voința noastră. El e așa ca geniu acela, nu ca geniu, ca duhul din lampa lui Aladin. Voința ta e lege pentru mine. Dacă am vrea să scăpăm odată de sânii ăștia, să scăpăm odată de nu știu ce din corpul nostru, o să ne părăsească la un moment dat. De asta... Asta poate fi într-un mod direct cât și mod indirect. Da? Da, Alexandra, ai dreptate. Vezi, de asta e poate paradoxal că noi ne lăudăm atât de mult cu descoperirile științei, descoperirile științei medicale și totuși suntem mai bolnavi decât oricând și ne temem de o, mă rog, mică entitate. Dar de ce? Asta ne arată că totul pornește de la noi, că noi purtăm răspunderea stării noastre de bine sau de suferință fizică sau financiară, emoțională, cum vrem. La orice nivel. Da. Spuneam directă sau indirectă pentru că am întâlnit și eu, într-adevăr, de-a lungul anilor oameni, femei, care indirect făcând, de exemplu, foarte multe activități masculine, au ajuns să se îmbolnăvească sau să aibă probleme pe latura feminină. Nu sau au o problemă cu latura lor feminină, dar indirect, realizând diverse sarcini masculine, cu o energetică masculină, ajung să transmită același lucru corpului, că nu mai am nevoie de sân, nu mai am nevoie de uter, nu mai am nevoie să se ajungă la aceleași rezultate cumva. Exact. Sau folosesc de multe ori această analogie, corpul nostru este ca un hopa mitică. Nu știu câtă lume cunoaște acele jucării tip hopa mitică. Le culci într-o parte, ele se întorc iară la verticală, iar îl culci, el se întoarce. Deci corpul nostru așa e. Indiferent în ce direcție mergem noi, el se va întoarce la mijloc. Adică, iau un exemplu, mănânc extrem, mănânc, am o alimentație
care creează o aciditate puternică în corp, nicio problemă. Corpul se va alcaliniza singur. Va trage calciu din oase, magneziu din mușchi, minerale cu care va neutraliza. Deci nicio problemă, dar voi plăti. La fel și în viață. Tind să exacerbez energiile masculine în viața mea, nicio problemă. Corpul mă va pune în situații în care energiile feminine trebuie băgate în seamă. Și de cele mai multe ori apar suferințe, da, la nivelul organelor feminine. Dar să vorbim și despre bărbați. Și în primul rând să spunem că din punct de vedere energetic, dacă sunt femeie, nu înseamnă că am energii feminine și n-am energii masculine. Nu! În orice persoană există energii feminine și masculine. Cele masculine curg pe dreapta, se spune, cele feminine pe stânga. Deci afecțiunile de pe dreapta sunt legate de relații, de chestii masculine și cele de dreapta feminine. Pardon, am spus invers. Cele de dreapta masculine, cele de pe stânga feminine. Pe stânga e și inima, da? Acolo, organ feminin. Și în momentul în care noi exacerbăm una dintre ele, să ne uităm la bărbați, care ei sunt cu masculinitatea. Care este cauza numărul 1 a mortalității la bărbați? Infarct, probabil. Plânge partea feminină. Zice, gata, nu mai pot. M-ai ignorat? De o viață mă ignori? Nu mă exprim și pe mine? Ha? Deci, sau energiile masculine sunt verticale. Tot din. Dacă am tendința să stau la verticală ca apucatul, adică să muncesc fără să mă opresc, va veni un moment în care corpul meu o să aducă energiile feminine care sunt orizontale și o să mă pună la pat și o să zic că nu-mi dai, îmi iau singur. Așa. De așa frumos. E. Uite, mai întreabă cineva aici, sucul de cătină pasteurizat, dar în general, ce părere ai despre sucurile pasteurizate? Sunt ok, nu sunt ok? Da, de evitat. Adică au un oarecare efect drenor, deci decât deloc sunt bune, dar din punct de vedere nutritiv, spre exemplu, sau energetic, acolo nu prea mai ai nicio vibrație. Da? Deci dacă poți să le eviți, în regulă. Dacă nu, nu. Facem tot ce putem mai bine, în toate probabil, circumstanțe. Probabil ideea că nu tot timpul zice de sucul de cătină, că a găsit doar așa și dacă ar fi doar pasteurizat. Da, da. Da, acum vezi. Vezi ce efect are, iubita mea, asupra ta, cine a întrebat. Vezi, dacă simți că te energizează și că îți dă acel zvâc, înseamnă că e bine. Dacă nu, nu. Da, și nu lua mult, fă o probă mai întâi, știi? Și de multe ori, dacă nu găsim, nu trebuie neapărat să iau, nu știu, găsesc o alternativă. Dacă n-ai găsit cătină, știi ce? O să-ți faci o limonadă cu ghimbir și cu niște ginseng siberian și gata, e același lucru. Sau cu polen. Adică alte variante în cazul în care chiar nu reușim să găsim în anumite perioade sigur, fructe. Da, da. Aș evita pasteurizarea, că e iarăși o metodă destul de barbară, care scade vibrația alimentelor. Știți, viața se susține cu viață. Zâmbesc pentru că îmi spune cineva că ar trebui să-mi schimb compania de internet pe multe feste. Se pare că doar eu mă blochez, tu rulezi ok, te auzi ok, doar că eu din când în când am 3 interneturi în casă, pentru că în zona în care stau eu nu există momentan fibră optică. Și într-adevăr, ăsta este internetul mobil din router, mai face uneori anumite figuri. Uite, ne întreabă cineva de asemenea despre părul tău, care într-adevăr este foarte frumos și cum a reușit să-l întreții din exterior. Că cu siguranță din interior îl întreții fără discuții, da. Dar dacă aplici și ceva din exterior.
Mulțumesc frumos! Chiar am zis că o să fac, îmi propusesem să fac o filmare, că am primit de multe ori întrebarea asta. Primul lucru pe care vreau să-l spun e chiar că contează din interior. Deci am fost o mare consumatoare de produse cosmetice, chiar foarte scumpe în trecut, așa, până am plecat din bancă. Am mai povestit și în interviu cu Edith că atunci când aveam mulți bani, făceam și multe prostii cu ei. Așa. Am folosit foarte multe produse cosmetice și pentru piele și pentru păr. Și am ajuns ulterior să văd că impactul cel mai mare vine din interior, categoric. Deci hidratarea întotdeauna cea mai eficientă este din interior. Și alimentația asta acidă, de exemplu, iarăși usucă foarte mult. Părul este o extensie a pielii, așa cum sunt și unghiile. Deci dacă vrem să... Și cum arată pielea, arată și părul. Mă simt foarte bine cu culoarea asta. Este excentricitatea mea, că îmi place să vopsesc părul. Am găsit, folosesc vopsea fără amoniac. Așa. Și folosesc tot așa, deci folosesc două tipuri de vopsea, una mai deschisă, una mai închisă, fără amoniac. Folosesc, îmi fac și eu din când în când, dar nu, adică nu am o rutină specială a părului. Chiar pot să vă spun că de când a crescut, așa, mi-a foarte mult timp. Deci doar ca să mă spăl și să mă usuc, durează cam o oră și ceva. Deci e o chestie... Ca să mai fac și nu știu ce tratamente, n-aș avea timp. Aici în Austria nu există. Da, și nu există așa de multe, deci nu vreau să, adică nu vreau să sune că vorbesc urât, dar cu adevărat femeile din Austria nu sunt foarte preocupate de felul în care arată. Este suficient să fie acoperite. Și în rest nu prea mai contează. Acum se poartă aici foarte mult o freză din asta care mi se pare așa o chestie agresivă la adresa feminității, deci pe o parte ești rasă și pe o parte ai părul lung. Foarte, foarte multe femei sunt așa. În consecință, nici saloanele astea de păr nu sunt foarte multe și nu sunt foarte pricepute persoanele de acolo. Dar ca și la mâncare, am vânat până am găsit. Și asta fac, deci mă vopsesc, dar ce mai fac? Deci îmi place, acum vreau să vă zic. Am folosit ani de zile șampoane din astea, de la mărci care sunt pe la reclame, dar profesionale, da? Dar nu mai vreau să le zic numele, că nu... Însă, am descoperit ulterior, când m-am dus eu așa să fie cât mai natural, am folosit foarte mult timp șampoanele de la Young Living. A fost în regulă, a mers foarte, foarte bine. Acum și din nou, fără să fac, deci nu spun că unul e mai bun sau mai rău, dar părului meu îi merge foarte, foarte bine acum cu șampoanele de la doTERRA. Deci de când le folosesc și am un șampon și un balsam de acolo și un ulei de păr și asta fac, doar atât. Uneori când am timp mai mult, vă zic ce fac, îmi pun balsamul și stau cu el așa cu prosopul în cap mai mult, de 5-10 minute, deci nu imediat mi-am pus balsamul și... dar nimic altceva. Da. Alimentația, bă, își spune da. Cuvântul. Din punctul meu. Trebuie să recunosc că da. Și, atenție, mai ales persoanele care au probleme cu tiroida, dar nu neapărat diagnosticată. Dacă vreți să vedeți cât de bine stați cu tiroida, sunt alți indicatori, cum vorbeam și înainte de emisiune, dragă Alexandra, care ne arată starea unui organ, starea de echilibru și de funcționalitate optimă a unui organ. De exemplu, la tiroidă, puteți să vă luați temperatura. Luați temperatura timp de 4 zile, dimineața, înainte să vă dați jos din pat. Deci, înainte să faceți mișcare, că dacă facem mișcare, temperatura crește. Acea temperatură care e în timpul nopții se numește temperatură bazală. Dacă este sub 36,5, tiroida este în stare hipo. Deci avem hipotiroidie. Este ceva mai obosită, mai epuizată. Da? Tiroida se ocupă și paratiroidele care fac parte din ea se ocupă de metabolismul calciului.
un mineral foarte important în structura părului, a unghiilor, a oaselor și a celulelor categoric. Membrana celulelor este predominant formată din calciu. Și de aceea cei care au probleme cu tiroida au probleme tip cum se numesc, capilare sparte sau varice. Pentru că se sparg, nu e calciu, se sparge coaja. Și în momentul în care am reușit să echilibrez tiroida, care era, deci n-am avut niciodată un diagnostic, dar era evident că ceva e în neregulă și dușmanul cel mai mare al tiroidei sunt lactatele, mai ales lactatele pasteurizate și de vacă. Și după ani și ani de curățare și de regenerare a celulelor tiroidei, a început să dea rezultate. Unghiile mele arată foarte bine, părul arată bine. Da, cu dinții e o altă chestie. E mai complexă. Nu ne ajunge o emisiune. Ok, uite, Edit are o întrebare pentru noi, că cine? Tot este o abordare, Edit. Ah, Edit. Că tot este o abordare holistică. Cum îngrijim și vindecăm sufletul? Te rog frumos, te-ai auzit întrerupt, iubita mea. Uite, dăm două secunde să mă mut o dată și din nou pe alt internet, dacă... Că poate totuși ăsta este cu mai, e mai cu succes? Se aude mai bine? Da. Da. Și te și văd cu mișcarea acum. Ei, am schimbat, am vrut să schimb la un moment dat, dar am zis să nu te întrerup pe tine, pentru că tu pe Facebook și eu te auzeam foarte bine și ca imagine și ca sunet, tot ok. Întrebarea de la Edit este următoarea. Cum îngrijim și vindecăm sufletul? Am înțeles. Păi, Edith, mulțumesc de întrebare. Acum ce să zic? Uitați-vă la toate filmele lui Edith Cada ca să vă detoxifiați și să vă îngrijiți sufletul. Pe scurt, pentru toți cei care ne ascultă, pot să spun care a fost măsura cea mai eficientă pentru mine, da? La nivel sufletesc. Și a doua poruncă din Decalogul iubirii de sine. Încetează să te mai trădezi pe tine însuți sau însăți. Deci trădarea de sine, în primul rând, asta a fost. Adică, dacă sufletul tău simte că vrea să facă o pauză, dacă sufletul tău simte că nu vrea să răspundă la telefon sau nu vrea să se întâlnească cu cineva sau nu vrea să mănânce ceva ce oferă cineva, te rog, nu mai spune da când vrei să spui nu. Nu te mai trăda. Dacă sufletul tău vrea să asculte o muzică bună, te rog, nu-i mai spune că n-ai timp. Nu există. Te duci, te închizi în baie, îți bași căștile în urechi 5 minute, că copiii te lasă 5 minute pe WC-ul. Te lasă dacă închizi. Poate să plângă la ușă să... Deci nu te mai gândi că nu ești o mamă bună dacă îți iei timp pentru tine. Mai ales femeile au chestia asta să-și calce pe suflet de atâtea ori. Și această expresie, îmi calc pe suflet. Nu îți călca pe suflet. Nu îți călca pe suflet. Oprește mintea. Cum zice și Edith, oprește nebuna. Oprește nebuna. Și... Nu, Anatol, mintea idiotă, opriți-o pe idiota, pe nebuna. Cum oprești mintea? Maimuță. Exact, maimuță. Ascultă, te rog, o muzică bună. Roagă-te, meditează, stai în cap, fă ceva ce vrea sufletul tău. Dansează, fără să te gândești, dansează ca și când nu te vede nimeni. Bucură-te de ceva, măcar știi cum, dacă reușești să oprești mintea. Și un minut înseamnă foarte mult pentru corp. Foarte, foarte mult. Deci sufletul ne-l îngrijim, în primul rând, netrădându-l. Sau, vorbind în termenii sănătății sau ai medicinei, păstrându-ne imunitatea. Trebuie să ne comunicăm și să ne apărăm granițele. Sunt foarte mulți care, dacă nu ne călcăm noi sufletul în picioare, vin să ne calce cu bocancilor, plin de noroi, sufletul.
comunicați-vă granițele, respectați-le. Nu trebuie să le apărați luptându-vă. Da? O cetate nu trebuie să fie, cum se zice, nu? O cetate întărită nu e o cetate inamică. Trebuie doar să fie bine consolidate. Și lumea, nu vă trageți limitele în nisip, ci în piatră. Așa. Comunicați. Iarăși, cred că frica este un dușman foarte mare al sufletului. Da? Există fiecare, apoi caut să nu mergem neapărat pe partea religioasă, dar spiritualitatea este o componentă foarte importantă a sufletului. Deci tu nu poți să-ți primenești sufletul, să-l cureți, dacă nu te oprești și asupra lui. Fie că este o spovedanie, fie că este o introspecție personală, fie că este o meditație, fie că sunt exerciții de recunoștință pe care le faci, toate primenesc sufletul. Aceste exerciții de iertare de sine și de iertare a celor din jur. Cum poți tu să ierți pe cineva dacă nu te-ai iertat pe tine? Tu nu poți să accepți nici măcar iertarea lui Dumnezeu dacă nu te-ai iertat tu pe tine. Ce spuneam mai devreme? Să încetezi să te critici și să te biciuiești? Da. Deci există și o igienă a sufletului, nu? Există o igienă a sufletului pe care o menții fiind atent la ce permiți să intre în sufletul tău. Ce informații, că sunt de natura relațiilor, a alimentelor, a filmelor, a știrilor, a pozelor, a mirosurilor, toate. Totul. Da. O altă întrebare și ne apropiem de final. Tot vorbisem de păr, întreabă cineva dacă albirea lui prematură poate fi în legătură cu probleme ale tiroidei. Menționez că tatăl are vitiligo și eu și sora mea albim de vreme. Ce remedii naturale pot întârzia acest proces? Analizele standard sunt bune. Ce întrebare frumoasă și chiar cu răspuns folositor pentru toată lumea. Pardon. Categoric că albirea prematură și în general, da, albirea ne arată că anumite părți din corpul nostru care se ocupă de pigmentare nu mai funcționează optim. Pigmentarea pielii și a părului este coordonată de glanda hipofiză, chakra coroanei. Glanda șefă, sistemul nostru endocrin, este compus din mai multe glande. Și șefa lor este premierul, e hipofiza. Da? Glanda hipofiză se ocupă de pigmentare și vedem, tatăl a avut vitiligo, deci probleme, clar, o slăbiciune a hipofizei, o epuizare genetică, care s-a pasat generației următoare și dacă generația următoare nu face schimbări în lucrurile care au dus la afecțiunea tatălui, va repeta modelul. Deci, mai întâi așa și nu este exclus mai târziu să apară posibil și vitiligo. Dar întotdeauna pigmentarea are legătură cu glanda hipofiză și glanda hipofiză, categoric, este în legătură cu tiroida, cu ficatul. Deci în corpul nostru sunt atâtea conexiuni și de asta mă bucur și de seminarul pe care îl vom avea cu doamna doctor, pentru că vom pune accentul pe conexiuni. Asta înseamnă holistic. Conexiuni. Inclusiv existența noastră pe pământ este holistică. Noi nu am fost făcuți să trăim într-o casă, să trăim așa cum se vrea acum, izolați unii de alții și de natură. Nu! Am fost făcuți să trăim în comuniune, în toți unii cu alții, oameni, animale, virus, bacterii, cu toate. Deci există o unitate. Totul este holistic, este un univers holistic. De asemenea, planeta noastră nu există în univers așa, mamă Pământul, cel mai frumos. Nu, e în legătură cu alte planete. Totul se influențează în acest univers. Și dacă nu gândim și nu acționăm holistic, apar erori nu numai de gândire, ci și în faptă, cum sunt și erorile medicale. Da,
Oricum, mă gândesc că odată necesită lucrat la partea aceasta de a schimba pattern-urile pe care le preluăm. Adică când vorbim de genetică, ok, din punct de vedere fizic, dar lumea ar trebui să vadă și predarea de modul de a gândi, modul de, adică stilul de viață pe care îl învățăm de la părinți. De fapt, noi Exact. asta preluăm, programele, cum spune și Edith, pe care le punem în aplicare la fel și atunci normal că rezultatele, inclusiv bolile, vor fi aceleași. Sau oricum, Sigur. în aceeași direcție. Și îmi dai voie, acum vreau să spun, mi-ai pasat cumva mingea la fileu, repetăm uneori inconștient refren din ăsta, bunica a mâncat și n-a mai avut nimic, mama a făcut și n-a mai avut nimic. Categoric există o înțelepciune a strămoșilor noștri, da? Dar, atenție, să deosebim învățătura de supraviețuire de învățătura de evoluție. Pentru că de foarte multe ori, mamele, bunicile noastre, cel puțin în privința alimentației, ne-au învățat lucruri de supraviețuire. Ce ne ajută să trăim, nu ne ajută neapărat și să evoluăm, să creștem. Deci, fiecare generație are față de ea însă și față de sufletul ei, iată, datoria să-i permită să crească. Și ca să crească, trebuie să înlăture toate lanțurile, toate barierele pe care și le-a pus singur și pe care i le-au pus alții. Edith adaugă, când sufletul e liniștit, corpul fizic e echilibrat și nu mai are nevoie de proceduri. Categoric. Ar trebui, acum ascultându-te ceea ce spuneai, să ne gândim totuși că bunica trăia într-un anumit fel, noi trăim într-un cu totul Sigur. alt fel, adică ar trebui luați în calcul toți parametrii. Apropo de afirmațiile acelea că Exact. dacă bunica a mâncat și n-a mai avut nimic, da, ok, ea poate mânca slănină, dar slănina aceea, porcul era crescut într-un anumit fel, Și bunica dădea cu sapa. de dimineață până seara, Și exact. n-avea antene de 3G, 4G și de interneturi wireless și nu mai știu ce, și de mobile, telefonie mobilă sau așa. N-avea și sateliți și nu mai știu ce. Da, și plus că făcea terapie prin agricultură, că ăsta este adevărul. Maimuța era liniștită în momentul în care avea acolo de făcut treburi. Prin urmare, creierul Categoric. putea să rezolve ce avea de rezolvat. În schimb, Exact. în ziua de astăzi nu mai sunt lucrurile la fel și atunci e ca și cum am compara mere cu pere sau, nu știu, mere cu castraveți și așa mai departe și... Exact. Aș vrea să le spun tuturor celor care, adică se gândesc, poate se află în suferință acum, poate sunt, îi doare ceva sau știm că suntem sănătoși când nu ne simțim corpul. Deci dacă nu ne deranjează corpul, este și aici o diferență că mulți s-au obișnuit așa de tare cu durerea lor că nu o mai simt, nu mai zice, nu mai bag în seamă. Asta nu E o înseamnă, da. calitate a corpului totuși de a se adapta, inclusiv la durere. Nu înseamnă că ne este de ajutor, dar capacitatea de adaptare a corpului ne arată că ne putem adapta și în sens pozitiv, nu doar în sens negativ. Sigur, da. Și vreau să le zic că există medicamente gratuite și polițe de asigurare gratuite și alimente gratuite, da? Deci, un mod de gândire care cultivă recunoștința. Recunoștință. Zice, dar n-am pentru ce să fiu. Știi ce? Fii recunoscător că dacă dai drumul la robinet, curge apă. Fii recunoscător că atunci când apeși pe buton, ai curent electric. Da? Sunt multe lucruri. Fii recunoscător că ai 10 degete la mâini, nu 9. Leagă-te la unul și încearcă o zi să lucrezi așa, să vezi ce important e oricare dintre ele. Fii recunoscător că ai două mâini și două picioare. Sunt nenumărate motive de recunoștință. Deci, acest singurul mod de gândire care promovează sănătatea este recunoștința. Singurul mod de simțire care promovează sănătatea este iertarea. În primul rând, iertarea, asta în primul rând, de sine și a celor din jur și bucuria. Bucuria. Cine n-a citit sau dacă nu vă place să citiți, căutați filmul, doar că e cam vechi, uitați-vă la Poliana, Jocul Bucuriei sau citiți cartea. Deci, această fetiță, Poliana, a reușit să le arate, este un film Walt Disney. Această fetiță
a reușit să schimbe viața multor adulți morocănoși din jurul ei, arătându-le motive de bucurie în ceea ce ei nici nu vedeau. Sau... Dar nu e o carte, cum spun, idealistă. E minunată. Cine n-a citit Poliana, Jocul Bucuriei, să citească. Sau să caute filmul și să-l vadă cu copiii. Să-l vadă cu copiii. Sunt foarte, foarte frumoase. Am avut o perioadă când copiii mei tot timpul se plângeau. Mama mă nebuniseră. Tot timpul se supărau. Dom'le, eu sunt supărat. Am scris și un articol care se numește Ce să facem pentru o Românie cu fețe zâmbitoare. Aveau așa cam 3-4 ani. Mă nebuniseră cu supărarea asta. Și bineînțeles că la un moment dat mi-am dat seama că nici textele mele, dar pentru ce sunteți supărați? Ce vă lipsește? Voi aveți de toate? Lălălă, nu, da? Deci sunam ca mama. Și când mi-am dat seama că sunt ca mama, m-am gândit să mă uit la alte soluții. Și am găsit, exact pornind de la această carte, am găsit apoi o pildă a celor 3 binecuvântări, în care să te gândești la sfârșitul zilei 3 lucruri sau un exercițiu de recunoștință, să te gândești la 3 lucruri pentru care ești recunoscător. Dar în fiecare zi, și o zi, două, trei, patru, cam o săptămână, am găsit mereu motive de recunoștință. După aia s-au terminat, că erau astea cele mai la îndemână. Păi noi nu mai avem pentru ce. Și atunci m-am gândit ce fac cu ăștia. A doua zi, le-am legat o mână la spate. Gata. Noi acum stăm așa. Toată ziua stăm cu mâna legată la spate. Păi nu, că trebuie să mănânc. Păi nu, că n-ai decât o mână. Așa. Da, și-a dat seama. Eu sunt recunoscător că am două mâini. Acum o să-ți leg un picior. Nu, nu vreau. Picior, nu vreau. Imediat s-au prins. Deci, să-ți cultivi recunoștința. Dom'le, așa cum ne este atât de ușor să ne plângem, la fel de ușor trebuie să ne fie să fim recunoscători. Dacă îmi permiți, eu să le fac o recomandare de o carte pe care am citit-o, e mult spus, pentru că este o carte, un jurnal de exerciții timp de 28 de zile de la Rhonda Byrne, Magia, care exact asta are la bază recunoștința. Citit cu ghilimele de rigoare, am făcut exercițiile timp de 28 de zile și după cele 28 de zile am continuat, că deja devenise un exercițiu, un reflex, cum ar veni. Și a fost una din cărțile care într-adevăr mi-a schimbat viața și modul de a gândi. Aveam și eu acel stil de a gândi pesimist, de a vedea lucrurile. Și acum în fiecare dimineață când mă spăl pe dinți, este cumva o regulă, cel puțin pentru maimuțica mea, că în momentul în care mă spăl pe dinți, mulțumesc pentru pat, mulțumesc pentru apă, mulțumesc pentru ce-mi vine acolo în minte. Exact. Mulțumesc că m-am trezit. Exact. Mulțumesc că trăiesc cei, așa zice, dom'le, te-ai sculat? Oh, m-am trezit, știi? Ok. Afară nu dă cu bomba, mulțumesc că-i pace. Mulțumesc pentru oxigen. Trăiește și soțul de lângă mine? Mulțumesc că trăiește. Știi? După vreo oră, ia verifică. Trăiești? Trăiesc. Mulțumesc că trăiesc. Deci, dacă n-ai motive. Da, da, și acolo, cunosc exercițiile. Și acolo chiar spune că există, chiar și atunci când crezi că nu mai ai pentru ce mulțumi, mulțumește pentru că respiri. Categoric. Categoric. Da. Și în relația cu părinții din acele 28 de exerciții a fost unul legat de părinți și zicea, te-ai gândit vreodată că cu toate plângerile pe care le avem noi la adresa lor, ok, nu, dar te-ai gândit vreodată că ai stat gratis la deci n-ai plătit ai primit nimic? Mâncare gratis, n-ai plătit nimic. Da. Toți acești ani. Deci măcar pentru asta, un singur motiv și tot ai să fii recunoscător. Da. Așa este. Și acum în încheiere, ce ai vrea să le transmiți celor care ne-au ascultat? Întrebări sunt foarte multe, dar mai rămâne și pentru o dată viitoare. Și așteptăm cu drag în primul rând la seminarul din 14 noiembrie cu doamna, alături de doamna dr. Sorina Soiescu. Sorina Soiescu. Exact. Dar ca și încheiere, dacă știi cum e, totul are început, un cuprins și o încheiere. Da. Ce să le urăm noi în încheiere? Ce să le urăm? Uh-huh. Păi, să fie iubiți. Să nu uite că ce nu iubești te părăsește. Și iubirea se cunoaște practicând-o cu tine însuți. Deci, uite, asta este urarea mea pentru ei. Vedeți-vă de voi înșivă.
înainte să vreți să-i vindecați pe alții, să-i salvați pe alții, să-i iubiți pe alții, să-i răsplătiți pe alții, să-i alintați pe alții, să-i alinați pe alții, faceți aceste lucruri cu voi înșivă. Voi sunteți primii. Principiul măștii de oxigen din avion. Te salvezi pe tine și apoi îi poți salva pe restul. Așa este. Eu îți mulțumesc tare mult, Cristela, pentru cele două ore acordate. Nici nu știu când au trecut, îți spun sincer. Nici eu. Nici eu. Mulțumesc și eu foarte, foarte mult. Aștept să știi că o să te mai invit. Dacă accepti provocarea, mai stabilim după seminar eventual sau când o să ne permite timpul. Mulțumim frumos. Categoric, îmi face plăcere de fiecare dată. După cum se observă, a vorbi nu este o problemă pentru mine. Dar vreau să le mai spunem ceva, că după acest seminar, deci vom face în decembrie o continuare și seminarul se numește Valurile Voinței, pentru că voința vine și pleacă în valuri. Și este o componentă foarte importantă a imunității și a sănătății. Deci căutăm să facem o serie de câteva seminarii, acum că ne-am îndrăgostit și de Alexandra și îi mulțumim încă o dată nașei pe această cale. Trăiască nașa, cum se spune. Trăiască nașa, așa, și să trăim cu toții, hai noroc. Vrem să facem o serie de 4-5 seminarii care toate au legătură cu imunitatea și sănătatea, dar prezentate altfel, altfel, și anume împuternicitor. Să fie frumos, să reținem, să înțelegem că imunitatea e ceva dincolo doar de capacitatea de apărare a organismului. Să nu ne mai fie frică când nici măcar de... Adică... Împuternicire la mod, uite, te împuternicezi pe tine să te ocupi singur de imunitate, să nu depinzi nu, de ceilalți pentru a te îngriji de imunitate. Exact, exact. Despre asta există ideea. Situații extreme care cer soluții extreme și ajutor, dar atâta timp cât suntem în această zonă de prevenție. Deci am putea evita, eu de asta sunt și foarte, să spun... Da, dezamăgită în momentul actual, că se pune foarte puțin accent pe prevenție. Deci, bun, dom'le, ne confruntăm cu pandemia, așa. Dar de ce nu este lumea învățată? Cum să, adică, împuternicită? Ce am de făcut? Ce am de făcut? Eu nu trebuie să mă lupt. Omenirea nu trebuie să se lupte. Singurul lucru pe care trebuie să-l facă omenirea este să fie conștientă. Să fie conștientă, nu să se lupte. Pentru că dacă ești conștient și în legătură cu corpul tău, știi ce ai de făcut. Așa. Și această informație împuternicitoare să-l facă pe om să nu mai fie dependent de cineva din afară care să-i spună mereu, ca unei victime, ce are de făcut. În momentul în care înțelegi ce se întâmplă în corpul tău, în momentul în care înțelegi care e relația dintre corpul tău și o astfel de entitate, un astfel de agent patogen, virus sau bacterie sau orice, un microb, știi ce ai de făcut, cel puțin ca prevenție și ca prime măsuri, când nu e neapărat nevoie să apelezi la soluții mai radicale. Dar ăsta e scopul. Asta înseamnă să te împuternice, să-l lași pe om, adică să nu mai fie dependent, să nu mai fie o victimă. El nu trebuie să fie dependent de nimeni. Și, de exemplu, noi nu vrem, mamă, numai dacă veniți la următoarele 20 de seminarii, veți ști, nu, este suficient. Vino la unul, fii prezent 100%, așa, și știi ce ai de făcut. După aia ascultă de corpul tău și o să știi ce ai de făcut. Nu-l bat jocorii, pentru că o să vă uitați. Copiii poate să priceapă foarte repede. Le ia 2-3 ani, dacă le creăm ocazia, să înțeleagă ce le susține sănătatea și ce le erodează sănătatea. Așa ar trebui să fim și noi. Deschiși și nepătați la minte, ca ei. Eu îți mulțumesc încă o dată. Invit pe toți să acceseze site-ul tău, cristelagiorgescu.ro,
sau .com, Mulțumesc! nu? Pentru Da! informații, pentru surse, pentru alte întrebări pe care oamenii le au aici. Ai foarte multe articole acolo și trimiteri și YouTube, Da! pagina de YouTube, iarăși foarte multe filmulețe interesante, deci invit cu Mulțumesc! drag pe toți să asculte acolo. Și pe alexaevent.ro pentru a se înscrie cei care doresc, bineînțeles. Eu tot timpul spun cine va fi, să fie acolo, va fi. Deci cine va Absolut. simți să fie acolo, va fi. N-avem plan. Exact, nu există un plan anume. Pentru înscrieri și ne vedem data viitoare. Vă îmbrățișez cu drag. Mulțumesc Și îți tuturor și mulțumesc eu. încă o dată.